Neața tuturor, neața Alexandra. Conjuncția lunii cu Uranus predispune la schimbarea stilului de viață cu unul mai dinamic și mai neobișnuit. În același timp, favorizează o oarecare instabilitate în cămin și sentimente datorită încercării fiecăruia de a-și impune personalitatea. Berbec, un bărbat mai în vârstă din familie vă ajută cu bani, dar încearcă să-și impună punctul de vedere. Dacă nu vă străduiți să evitați o ceartă, riscați să rupeți relațiile. Taur, puteți avea un succes deosebit la întâlnirile de afaceri, sunt bine aspectate și relațiile cu familia și prietenii. Gemeni, s-ar putea să aveți o mică neînțelegere cu partenerul de viață, vă sfătuim să rezolvați această dispută cu blândețe. Rac, nu vă încăpățânați să vă rezolvați singur toate problemele, vă sfătuim să acceptați ajutorul celor apropiați. Sfaturile unei rude mai în vârstă vă ajută să evitați o ceartă în familie. Leu, puteți avea succes la studii, în colaborări și în tranzacții financiare. Toate acestea vă pot aduce câștiguri importante. Vă sfătuim să nu luați nicio decizie în grabă. Fecioară, dimineața nervozitatea vă poate pune într-o situație neplăcută, riscați să declanșați o ceartă cu partenerul de viață sau cu o persoană mai în vârstă din familie. Balanță, sunteți indispuși și aveți tendința de a exagera. Nu fiți încăpățânați dacă vreți să nu vă certați cu persoana iubită. Scorpion, după amiază s-ar putea să aveți o problemă sentimentală neașteptată. Vă recomandăm să acordați mai multă atenție partenerului de viață. Săgetător, aveți ocazia să obțineți cu ușurință câștiguri mărunte, dar vă sfătuim să fiți prudenți și să evitați speculațiile. Nu vă neglijați prietenii și rudele apropiate. Capricorn, vă puteți ocupa de problemele financiare, aveți șanse să redresați bugetul familiei. Dacă vi se propune o colaborare, ar fi bine să nu refuzați. Vărsător, aveți multe de rezolvat, așa că vă sfătuim să vă stabiliți clar prioritățile. Dimineața sunteți nevoiți să faceți cheltuieli neprevăzute, dar necesare. Pești, relațiile cu colegii și cu prietenii sunt foarte bune. Din dorința de a fi mai independent, s-ar putea să provocați discuții aprinse în familie. Eu vă doresc o zi minunată, pe mâine!